Următoarea etapă în Seria Sud din Liga a IV-a la fotbal, aceea de sâmbătă 26 septembrie, este una așteptată cu mare interes de giurgiuveni. Aceasta pentru că etapa programează derbiul dintre Dunărea Giurgiu și Unirea Izvoarele, meci ce va avea loc pe stadionul din Port. Este al doilea derby în patru etape pe care îl vom disputa. Cum să-l vedem? Este un meci pe teren propriu. A fost o săptămână grea pentru noi din punct de vedere al pregătirii. Am căutat să pregătim cât mai bine, spunem noi, acest meci. Însă știți cum e fotbalul, vom vedea ce am învățat, vom vedea mâine în timpul jocului. Știm că și cei de la Izvoarele au o echipă bună și zic eu că va fi un meci destul de frumos. Așadar, un motiv în plus pentru giurgiuveni să facă deplasarea la stadion, să urmărească acest derby. Celelalte meciuri din etapa a patra a Seriei Sud sunt următoarele. Progresul Valea Dragului, Dunărea Oinacu, Viitorul Vedea, Real Vărăști, Mihai Bravu, Real Colibaș, Mihai Viteazu, Călugăreni, Ase Prundu, Spicul Izvoru, Argeșul Hotarele, Arsenal Malu, Voința Slobozia.